Saltele la Toast, pe canalul Istoria Franței și astăzi noi vom face un video cu Grigore Gafencu, mai bine zis Gafencu. Bun, înainte de a începe, am făcut vlog pe Tani și am făcut 20 de abonați, dar s-a luat, dar s-au pus iarăși 19. Nu sunt supărat, dar nu vreau să se întâmple, m-am supărat o leacă. Vreau să apăsați butonul de subscribe să facem 25 de abonați și să facem videoul cu Pompidou și o să mai fac eu. Apăsați butonul de like și de subscribe că mă ajută foarte mult și haideți să nu mai și înainte de a începe vreau să vă zic dacă vreți să fac propriul meu magazin de mărci cu uniform franceze, dacă vreți spuneți, gândiți-vă și o să fac, cred că o să fac, nu știu când, dar mă rog să nu mai stăm la treabă și să nu mai stăm la vorbă și să începem, stați să-mi iau poza și să-mi să o pun bine, așa, în camera, așa, așa, să nu mai stăm la treabă și să trebuie. Gafencu, Grigore Gafencu, 1892-1957, a fost ministru de externe al României, a fost erou la primul război mondial militar de aviație, adică a fost aviator, a fost un erou pentru România Mare, a fost ministru de externe până din 1938 până în 1940, a mers în câteva locuri din țară, din Turcia până nu știu unde, a fost în Franța, dar nu s-a întâlnit cu Ducol, și a fost în Germania, s-a întâlnit cu Joachim von Ribbentrop, s-a mai întâlnit cu Göring și cu Hitler, s-a mai întâlnit și cu Churchill în Marea Britanie și a fost ministru de externe și a fost decorat cu ordinul Mihai Viteazul, să vă arăt și niște poze. Și a murit în 1957 la 65 de ani în Franța, fiindcă că el ar fi avut un proces, dar a scăpat și a fugit primar în America, după care s-a dus în Franța și a murit în Paris la 65 de ani, pe 30 ianuarie 1957, când și s-a născut, avea 65 de ani. Și acum am să vă arăt și ziar să vă arăt și dovada, dar de fapt nu mai zic eu dovadă, dar pot să vă arăt să văd dacă se vede bine, sper că se vede. Și aici vedeți Gafen cu prietenul lui Churchill, care a prezis baia de sânge a lui Hitler, aici el, și să vă arăt din ziar. Iar luați-vă acestea, că numai din acestea mă inspir și aici e el, aici, n-ai, dar am și telefonul încărcat și cam greuț, aici e el în Franța, aici e el cu Hitler. Aici Hitler, aici el, acesta e el, aici nu știu unde e, și aici Grigore Gafencu, omul care l-a descifrat pe Adolf Hitler, aici e el cu Joachim, cu Ribbentrop, aici el și aici Ribbentrop, și aici e el cu Churchill, aici el și acesta e Churchill. Acum să dăm la pagina următoare. Aici el, aici el la primul război mondial, un avion, nu știu ce, și aici el, a fost decorat cu ordinul Mihai Viteazul, aici e ordinul Mihai Viteazul, e cam mare ordinul și, da, el a fost ministru de externe al României, ei, din 1938-1940 și atâta. Vreau să ajung 25 de abonați să fac videoul cu Pompidou și după să mai fac eu videoul cu Franța, chiar și din adevărul de weekend. Bun, o să fac și partea a doua la tipuri de francezi. Cred că săptămâna asta o să o fac. Nu știu când o să am timp. Nu știu, dar săptămâna asta vă promit că o să o fac. Cam atât cu acest video. Eu am fost Istoria Franceză. Ne vom revedea în videoul următor. Pa, pa!